dimineața tuturor și bine ați revenit la Matinal. Bună dimineața, Valentin. Bună dimineața, George. Uite cine asortăm noi astăzi. Nu, ne-am vorbit. Azi chiar ne-am vorbit. I-am zis eu rămân așa îmbrăcată. Nu este adevărat. În momentul în care ne-am vorbit, deja eram amândoi cu hainele pe noi. Da, și tu intenționai să-ți pui o cămașă albă și am zis hai, lasă. Dar tricoul era deja pe mine. Hai bine, câștigă tu. Nu a fost nimic aranjat. Te simți satisfăcut să câștigi dimineața și să-ți meargă bine? Îți merge bine astăzi dacă te las în pace? Hai să încercăm o dimineață. Ce zici? Vrei să încercăm o dimineață? Da, câștigă liniștit. Cel mai deștept ce de azi. Sau ar trebui să ne contrazici? Păi atunci... Hai, știi ce povesteam dimineața? Cel deștept ce de azi și pe aia se rupe scaunul de sub tine. Am înțeles, trebuie să-ți fac un truc la un moment dat, dar trebuie să aduc niște sare de la bucătărie. Un truc cu Antonio sau fără Antonio? Fără Antonio. Ac, trebuie să mă duc să caut sarea de la bucătărie. Deci, ar trebui să ne contrazicem privitor la nuanțe, fiecare ce nuanță vede. Of, bine. Hai să reușim cumva să aducem și informații celor care ne urmăresc, pentru că v-am obișnuit cu rubrica Revista Presei și eu zic că, dincolo de amuzamentul nostru de astăzi, să ne facem și treaba așa cum v-am obișnuit. Astăzi este o zi interesantă și aflăm informații la fel de interesante. Fantastic de interesante. Vous avez préparé pour aujourd'hui, ca să zic așa. Je prépare pour aujourd'hui trenurile Intercity, care vor circula din nou în România. Când și au circulat? Asta e întrebarea mea. Acum vreo, cred că 8-9 ani, cam de atunci au dispărut de pe piață, cum s-ar spune, și n-am mai pupat vreun tren Intercity. Și costă, ce crezi? Costă cu vreo 10-15 lei mai mult? Nu e la același preț. Având în vedere cât costă benzina și motorina, nici nu mai contează cât costă trenul, cum e mai ieftin. E mai ieftin să alergi, să iei niște energizante și să alergi unde ai treabă, decât să mergi cu mașina. Când ai fost ultima oară cu trenul? Cu trenul, cred că am fost ultima oară acum vreo 3 ani, 4 ani. Și unde te-ai dus? La munte. Am fost cu ai mei și am zis noi, băi, hai să lăsăm mașina acasă, data asta, că noi tot timpul mergeam în vacanțe. Eu am fost primul permis de conducere din familie și am zis că mai să ne amintim de vremurile când plecam noi în vacanțe și luam noi trenul și ne uitam pe geam, ce frumos e. Stăteam... Drăguți, ai tăi n-au avut permis? Nu, tot timpul au citat, pentru că amândoi aveau locurile de muncă fix la gurile de metrou, din diferite zone ale orașului, nu avea niciun sens. Nu, nu stăteau la... Ce lucrează ai tăi? La gura de metrou. Cântau pe la o gură de metro sau ceva. Deci, ne scuzați, domnule, m-am așteptat, anul Valentin, n-am vrut să facem nicio glumă deplasată. Da, și să vezi ce stăteam eu acolo, citeam. Tot la metrou. Mai citeam, mă uitam așa poetic pe geam, iar citeam, iar eram un cadru așa mai poetic, da. Dar mi-a plăcut foarte mult să merg cu trenul. Bine, mai puțin când am făcut vreo 13 ore jumate până în Oradea, atunci mi-a plăcut să merg cu trenul, atunci a fost o experiență nasoală. Nu, că trebuia să citești prea mult, nu? Nu știu ce-i cu mine. Nu, mă sperii dacă citesc prea mult și nu, mă panichez și iau telefonul sau ceva. Dar da, din data de 12 decembrie, după o pauză, uite, de mai bine de 8 ani, exact cum spuneam, în care circulația acestora a fost sistată. Nu știm de ce sau ce s-a întâmplat cu ele, dar circulația a fost sistată. Prețul biletelor la trenurile Intercity va fi cu aproximativ 30% mai scump față de un bilet obișnuit la trenurile Interregio, care ne obișnuiește pe aia. Banii, ok, banii ca banii, pe mine mă interesează. Banii e ok, nu? Da, sunt în regulă prețurile astea, eu vreau să știu cu cât merge mai repede față de Interregio. Aici apare o problemă. Trenurile Intercity vor circula fără oprire, că ăsta e main-ul, ăsta este, ca să spun așa, beneficiul funcționalor, fără oprire, pe traseul Brașov-Teiuș, uite, 229 de kilometri, cea mai lungă distanță parcursă în 4 ore și 10 minute cu 54 de kilometri pe oră. Deci, cum spuneam, dacă îți iei niște energizante și ai formă fizică suficient de bună și alergi, s-ar putea să ajungi puțin mai repede. Wow. E teribil, e groaznic. Eu sunt curios de altceva, dacă la aceste Intercity, dacă plătim prețul puțin mai mare, dacă avem și noi niște băi decente. Dacă avem vreo priză, să încărcăm telefoanele, știi, ca în străinătate. Hai, nu, deja mă întind. Te întinzi cam mult. Hai să întindem elasticul, să zicem mersi că merge și nu se oprește. 229 de kilometri. Cu 54 de kilometri pe oră, aș reaminti treaba asta. Deci, tu vezi, ce știre pozitivă dăm noi, că se reintroduc trenurile Intercity și vor circula cu viteza fantastică de 54 de kilometri pe oră.
Ai zis 55. 54 sau 55? 54. Ai cu un kilometru mai făcea diferența. Contează, chiar contează, nu se poate. De ce să fim hateri? Măcar le avem decât să nu le avem. Cum spune domnul Iohannis? Primești, nu dai, nu? Da, e un beneficiu, categoric, garantat. Bun, și acum avem o știre de la domnul de la Wall Street. E o semi-analiză, așa, o concluzie care e foarte interesantă. Românii au fugit din blocurile comuniste și și-au făcut case mari, iar acum se chinuie să le încălzească. Adev. Adev, pentru că multe case, de exemplu, la marginea orașului au fost la prețuri, ca să spun așa, unele poate chiar mai mici decât un apartament în oraș, mulți s-au mutat la casă. Și acum o factură pentru o casă, evident, este o factură mult mai mare decât pentru un apartament, când vorbim de curent electric, cel puțin, dar și de gaze. E, și acum când vine iarna asta, care se consideră a fi cea mai dificilă din punct de vedere energetic și al facturilor și așa mai departe, oamenii ăștia vor fi puși în niște situații un pic dificile. Este de părere Marius Șoflete, inginer constructor. Cumva e normal, adică, repet, acolo, mai ales dacă nici n-ai gaze și ești totul full curent electric, încălzire și tot ce ai. Dacă nici n-ai construit casa sau, mă rog, ai cumpărat-o și era din fașă construită fără să fie eficient energetic, cum se întâmplă în 90% dintre cazuri, evident mai sunt și cazurile persoanelor care s-au gândit la treaba asta din timp și și-au pus panouri fotovoltaice. Bravo lor! Pentru restul care nu au apucat să facă treaba asta. O minoritate, să spunem lucrurilor pe nume. Incredibile puțini care au reușit să facă treaba asta, ceilalți vor suporta niște facturi incredibil de mari. Și vedem, încălzirea și răcirea locuinței consumă între 60 și 80% din consumul anual de energie. Deci cumva pe căldură și pe răcire, pe aerul condiționat vara pierdem cel mai mult. După vine partea de lumină, gătitul și ai ca și o plită electrică sau... Ai mei la casă n-au avut nevoie de aer condiționat până anul trecut, a fost fix un moft, puteam să stăm fără el. Dar când vine vorba de încălzire, cam câte bețe estimez că se dau pe lună? Bețe? Da. Bulioane? Da. Nu știu, undeva, cred că vreo 10, să spun. 15, acum 15. 2-3 ani. Nici nu vreau să-mi imaginez anul ăsta. E, anul ăsta o să fie tare interesant. E încălzirea pe gaze sau electric? Gaze. E un caz fericit, înseamnă. Da. Dacă e pe electric, țineți-vă bine de buzunare, fraților, că o să băgați mâna până la cot. O să fie o iarnă interesantă. Înțeleg că și inflația o să ajungă undeva la 16%, după cum a anunțat guvernatorul BNR. Da. Dar scade spre august. Trecem așa soft către următoarea știre. Așa. Pentru că s-ar putea să cam dau vreo 500 de lei de la stat pentru milioane de români. Banii intră direct pe card la iarnă. Ce zici de asta? Care iarnă? Care iarnă? Iarna lui 2045, nu se știe, dar măcar... De ce să fim din nou hateri? Banii ăștia se dau, da? Deci nu deci ia nu statul, se iau? Nu, deci statul nu ni ia, ni dă, deci nu mai contează că sunt mulți, că sunt puțini. Auzi, da, crezi bine. Că statul ăsta are bani din altă parte decât de la noi? Nu, corect, și asta, tot banii noștri sunt cumva. Dar treaba e că nu sunt 500 de lei pe lună, sunt vreo 500 de lei din câte am înțeles pe eu. Iarnă. Pe iarnă? Și iarna are vreo 3 luni, adică vreo 3 facturi de gaze, vreo 3 facturi de curent electric. Stai, 500 de lei toată iarna? Da, eu așa. Nu 500 de lei decembrie, ianuarie, februarie, adică 1500 de lei. Nu, guvernul ar putea acorda, deși depinde de veniturile familiei. Și proiectul încă se discută, adică nu s-a venit cu o decizie clară, bă, gata, așa facem, știi, sau ceva. Guvernul ar putea acorda fiecărei familii cu venituri reduse, ne spun domnii de la Mediaflux, un ajutor în bani pe card, sumă din care vor putea fi plătite la alegere facturi la energie electrică, gaze, căldură sau chiar și lemne de foc. E ok că s-au gândit și la mediul rural pe treaba asta. Pentru că mulți dintre ei n-au încălzirea pe curent electric și degeaba le-i da, că nu au cum să... Mediul rural nu prea se cumpără lemne de foc cu factură. Foarte corect. Deci... Dar nu cred că vor cere domnii de la guvern facturi, de la, eu știu ce, sat. Deși nu se știe. Dar să vedem ce o să se întâmple. Zi știrea că după aia o să vin eu cu câteva întrebări. Sărăcia energetică este cea legată de consum. Aici va avea cuvântul final coaliția, pentru că există o plajă între care poate varia limita maximă acestui consum energetic. Aproximativ de la 100 până la 150 de kWh până la 200 de kWh. Limita maximă, a explicat Marcel Boloș pentru un post de televiziune. Deci undeva depinde și de consumul tău de energie. Adică nu prea mai contează la un moment dat ce venituri ai dacă tu depășești foarte mult consumul. Bine, refuz să cred că o familie cu venituri foarte, foarte reduse ar consuma atât și atât de multă energie. De obicei, familiile cu venituri reduse au și locuințe în care consumurile sunt cât de cât reduse. Nu cred că au, eu știu ce, centrală electrică prin care se încălzesc. Deși, depinde. Sunt și cazuri de acest tip.
Și urmează să vedem cum gestionează statul cumva lucrurile pe partea asta. Acum ascult întrebările. Nu e o întrebare, colegă, e o rugăminte. Am putea la mine? Să, da, am putea să încercăm ca în ultimele 3 luni de revista presei să selectăm aceste proiecte de lege pe care tu le-ai tot povestit la revista presei și să vedem ce s-a întâmplat cu ele pe parcurs? Că și ăsta tot un proiect de lege e. Dar nu, uite, s-au dat ajutoarele alea de 50 de euro la 2 luni. E, ce ziceți de asta? Da. Oamenii au luat banii. I-au luat, nu i-au dat. Nu, ăla chiar a ajuns, s-a concretizat, da. Hai dar să mai luăm din proiectele 50, pe care asta e un ajutor pentru inflație. 50 de euro înseamnă 250 de lei. Adică 125 de lei pe lună pentru o persoană cu venituri reduse care nu-și poate acoperi necesarul de trai. Deci nu ia banii și pleacă în vacanțe cu ei. Persoana aia are nevoie ca să trăiască efectiv de acei 125 de lei pe lună. Bine, nu cred că și-ar permite să plece în vacanță nimeni în perioada asta. Nu, vorbim de un ajutor care să acopere, eu știu, câteva alimente de bază sau care să acopere tot așa o facturică, o chestie, o treabă. Dar 125 de lei pe lună sunt cam praf în ochi. Trebuie să o spunem pe aia dreaptă. Ar trebui să dăm un mesaj să se scoată din DEX diminutivul, facturică, dacă există, nu să mai se există, scoată. Nu, facturici erau... nu va mai exista, nu are niciun sens să zic facturică. N-aș vrea să fiu nesuferit și să mă laud, dar eu în continuare am facturici. Eu stau la garsonieră, mie îmi vine curentul vreo 40 de lei pe lună. Ceva la modul ăsta, adică... Da, eu încă am stai tu așa mult pe la muncă. Cred că de fapt stau prea mult la muncă și n-am pus să consum acasă, că de fapt asta pisicile e problema. Pisicile oricum văd noaptea. Da, pisicile nu-și dau drumul la televizor sau nu-și dau drumul la aer condiționat. Vorbesc ele două acolo, băi, știi, s-a făcut cam cald. Pisici, că oricum ele au vedere nocturnă, le lași pentru neric de la ora 5 când se întunecă până când ajungi acasă. Pisicile, atunci când dorm, lor se ridică foarte mult temperatura corpului. Și dacă te duci la o pisică în momentul în care doarme și pune-o pe burtică, o să vezi că e foarte caldă. Păi nu dorm eu cu ele la iarnă și opresc căldura? Păi eu zic să-ți mai ai 3-4. Am două calorifere cu mine în pat acolo. Ca să te blindezi pentru la iarnă. Da. Acestea fiind spuse, de astăzi. Da. Să trăim bine, cum spunea un domn celebru, să trăim bine. E singura oroare pe care o putem face la acest final de rubrică. Da, știi, bancul ăla celebru cu să trăiți bine, urmat de să trăiți, urmat de mai trăiți. Mai trăiți, da. Corect, mai trăiți. Să vedem prin ianuarie, februarie, dacă mai trăim după iarna asta. Ai văzut cumva serialul The Watcher? Nu, dar am auzit de el. Mi-au mai spus câteva persoane. M-am uitat dar nu m-a... la un episod 2 și nici pe mine nu m-a... Dar eu că n-am văzut House of Dragon, dar trecem peste... să-ți fie rușine, eu vreau să-mi iau cartea. N-am vrut niciodată să-mi iau cartea pentru un serial. Am zis tot timpul, ori citesc cartea înainte, ori nu mai citesc deloc. Dar am înțeles că la The Watcher a apărut cumva seria a doua... Da, într-adevăr a apărut seria a doua și se spune că misterul continuă. Aș vrea să vedem și noi un material în această direcție, să ne lămurim ce-i cu acest serial, seria a doua. Mărturisesc că am fost o dudă și am confundat The Watcher cu The Witcher, dar trecem peste The Watcher, am văzut The Witcher, am încercat. Nu, eu n-am văzut niciunul dintre ele, adică eu am fost pe blank total la treaba asta, dar pare interesant. Îți dai seama când ești într-un anumit punct al vieții, dacă ești sau nu pregătit să fii părinte, la cât de amețiți suntem noi doi, probabil că nu deocamdată. Oh, eu abia grijă de 2 pisici de mine. Aia zic. Și ne adresăm în această dimineață adevăraților părinți care și-au asumat această poveste și iată că au parte și de ajutor din partea altor doi tineri părinți care lansează o super aplicație românească, Wonder Baby, o aplicație care vă ajută să monitorizați starea de sănătate a copilului vostru și, bineînțeles, că aflați și mai multe de la Teodora Șaguna și Bogdan Manole, fondatori. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumim! Cum ați pornit pe acest drum? De unde a venit ideea? Care au fost, de fapt, problemele? A pornit ideea de la o problemă cu care v-ați confruntat? Sau? Da. Proiectul nostru a pornit acum aproximativ 2 ani de zile, plecând de la nevoile pe care le-am întâmpinat noi ca și tineri părinți, trecând prin diverse dispozitive inteligente pe care le-am creat sub marcă proprie, iar apoi le-am integrat cu aplicația, am simțit nevoia de a dezvolta un întreg ecosistem în jurul acestor dispozitive inteligente și am adăugat tot felul de capabilități menite să ofere un confort și suport părinților. Teo, povestește tu mai mult, te rog. Eu pot să vă povestesc din experiența mea ca mamă. În primul an cu fetița mea, Sophie, am trecut prin foarte multe challenge-uri. În principiu, nevoia aceasta de control, de a ști tot timpul ce se întâmplă cu copilul, e stringentă în primul an de viață. Eu fiind și o persoană foarte orientată către control, ca să spun așa,
Eram cu caietelul după mine, să notez cât mănâncă, cât doarme, la ce ore doarme, la ce ore mănâncă, cât ia în greutate, cât crește. Și aveam la un moment dat foi și caietele și noțuri absolut peste tot. Ca să mă întorc la întrebarea voastră, cam acesta a fost insight-ul de la care am pornit. Cum facem să ajutăm părinții să, sau cel puțin mamele, să nu mai umble peste tot cu caietele, foi, noțuri după ele? Asta face Wonder Baby. Avem integrat în aplicație un jurnal de monitorizare în care părintele poate să-și introducă mesele bebelușului sau ale copilului pe măsură ce crește. Poate să-și introducă graficul de creștere și evoluție al copilașului, orele de somn și durata somnului, astfel încât la finalul zilei să aibă așa, ca un snapshot, rezumat. Ca un rezumat al evoluției copilașului pe ziua respectivă, săptămână, lună. Ajută inclusiv în discuțiile cu medicii pediatri. În primul an de viață e util să mergem cu copilașul în fiecare lună la pediatru. Și ajută că practic ușor din homepage-ul aplicației pediatrul își dă seama de cât de în grafic, să spunem așa, este copilașul. O altă funcție utilă, mai ales pentru părinții ocupați, funcția de medicamentație și reminder, dacă din nefericire și se întâmplă în primii ani de viață ai copilașului să ne confruntăm cu tot felul de, nu știu, mici viroze, să spunem, și e nevoie de medicație la anumite ore, aplicația îți dă remindere, astfel încât e nevoie doar să ți introduci medicamentul, ora, și te anunță Wonder Baby când ai de dat medicamentul bebelușului. Cu ce ne-am mai dorit noi să venim în plus în acest ecosistem de care vorbea Bogdan este componenta aceasta de medical, și aici o să-l las pe el să povestească un pic mai mult, și integrarea cu telemedicina. Practic, după cum spunea și Teo, aplicația e constituită pe trei piloni principali. Primul, partea de jurnal cu monitorizare, unde se poziționează automat copilul pe graficele recomandate de OMS, astfel încât părintele să-și dea seama în momentul în care pot apărea diverse probleme să adreseze imediat doctorului. Iar pe partea de medical avem trei funcții principale. În primul rând, am vrut să scăpăm de caietul, de dosarul medical pe care l-aveam cu toții acasă. Practic, am transpus tot acel caiet într-un jurnal medical, ce poate fi accesat prin intermediul aplicației și completat, în care părintele poate nota fiecare diagnostic, fiecare tratament, doctorul la care a fost copilul și în ce dată. Pe lângă aceasta, avem parte de analize medicale, unde la fel pot fi încărcate fie prin format PDF, fie prin poză, astfel încât să avem un jurnal cât mai complet al copilului, întotdeauna la un click distanță, astfel încât oriunde am fi, la orice medic am merge, să putem avea acces la aceste informații online. Plecând de la acest lucru, am dezvoltat partea de telemedicină. Practic avem într-un loc complet jurnalul și istoricul medical al copilului, ceea ce înseamnă că putem apela cu încredere un serviciu de telemedicină. Se poate apela prin intermediul aplicației, acesta are trei particularități. Poate fi apelat voce, video sau chat. Există consultare disponibilă 24 din 24, 7 din 7, un lucru care e foarte important pentru părinți și de care ne-am lovit și noi, pentru că se întâmplă să pățească cel mic sau cea mică ceva noaptea și nu avem unde apela. De obicei se întâmplă noaptea. De obicei se întâmplă. Și ce iar extrem de important de menționat e că la sfârșitul consultului de telemedicină, părintele primește un raport medical și automat și o rețetă medicală pe care o poate folosi în momentul acela. Bineînțeles, necompensată, pentru că aceea încă nu este gata din punct de vedere legislativ în România. Ce feedback ați primit din partea părinților? Noi am lansat aplicația în teste către prieteni, familie, undeva în mai, și din octombrie, de când am introdus și bucata de telemedicină, avem un tracking mult mai bun în aplicație. Feedback-ul e foarte bun. În principiu, utilizatorii principali sunt mămicile. Avem în momentul de față undeva la peste 10.000 de utilizatori în aplicație. Feedback-ul e bun în principiu pe cele două componente principale, aceasta de jurnal și urmărirea somnului, meselor ca funcții folosite în principal.
Și componenta de telemedicină, apelarea medicului pediatru oricând din aplicație, asta, exact cum spunea și Bogdan, integrată cu acel dosar al copilașului, aduce o complexitate mult mai mare produsului pe piață. Pe lângă cele două funcții principale, al treilea pilon este componenta de blog, am spus. Noi, în principiu, e o componentă unde părinții găsesc articole și sfaturi personalizate la vârsta și vârsta bebelușului sau copilașului introdus ca profil în aplicație. Sfaturile au fost construite împreună tot cu specialiști din domeniul de pediatrie. Iarăși o componentă destul de utilă pentru că le-am adus pe toate în același loc. Practic nu mai e necesar, nu știu, să căutăm tot felul de informații pe Google. Spunem noi că Wonder Baby ar trebui să, sau ne-am dorit să devină acel prieten de nădejde al părinților în primii ani de viață, pe care să-l aibă tot timpul la îndemână pentru un sfat, pentru un sfat medical, pentru o informație. Și credem că ușor, ușor va deveni aplicația principală folosită de părinții în România. Aș dori să vă felicităm pentru că mi se pare că ați luat o greutate foarte mare de pe umerii părinților. Și sperăm să și ajutăm la popularizarea acestei aplicații. Iar poate și prin intermediul nostru să afle tinere mămiși, tineri tătici despre aplicație, să o folosească cu încredere. Și felicitări și pentru faptul că vă îndreptați și către secțiile de pediatrie din București, cel puțin. Corect. Mult succes pe toate planurile și vă mai așteptăm să ne mai povestiți cum decurge acest proces în timp. Dacă tot suntem aici, vă pot oferi niște noutăți care în acest moment sunt în dezvoltare și vor fi gata în maxim o lună. Practic, aplicația de telemedicină va putea fi folosită și de către medicii pediatri pentru consultul propriilor pacienți, astfel încât rezultatul consultației și rețeta se varsă automat în istoricul medical al copilului și mai mult decât atât, urmărim o integrare cu farmaciile, astfel încât în momentul în care un pacient primește rețeta, să vadă farmacia din proximitate unde găsește rețeta în totalitate, să nu mai fie nevoie să alerge. De la farmacie la farmacie. Exact. Felicitări, mulțumim tare mult. Mulțumim și succes pe toate planurile. Și vouă, mulțumim, o zi bună. La revedere. Aș vrea să ne răsfățăm de la prima ora dimineții, că toți suntem la cafeluță, nu doar cu informații de calitate, ci și cu ceva bârfe. Imaginează-ți frățimă mică. Da, pot. E greu, nu e greu, greu, nu e greu, e greu, dar să știi că este o fată super caldă și iubitoare și super drăguță cu copii. Ar trebui uite, o să-ți povestesc câteva chestii, dar eu zic să o lăsăm pe ea să descopere cele mai picante informații despre vedetele de aici, de la noi și nu numai, cu care vă răsfață și în această dimineață.
πάμε κράτα μου το χέρι, πάμε πάμε πέφτει ένα αστέρι και έλα κάνε μια ευχή πάντα να είμαστε μαζί. Ζήλε που σωρείτε τώρα σου βλέπετε πλυνείτε έλα, έλα τα μεγάζιτ σκουσί του δραγωσί. Frății află tot, astăzi am început în mare, mare formă cu Elena Ionescu și băieții de la Greek for You, Iorgos și Ianis. Bun găsit! Bună, draga noastră! Uite ce, ce formulă frumoasă! Hai că îmi place, auzi, măcar aici dansăm, că noi știi. Asta înseamnă că avem condiție fizică, nu ne voietăm cu așa dacă ceva, nu spunem la nimeni. La vezi? Păi da, de când mă tot minți că ești liberă și tot aici, tot aici. Eu am auzit așa, tine, că piesa asta se numește... În sfârșit? Îndrăgostită, e pentru mine? E pentru tine, iubita mea, știi că eu te iubesc toată viața. Și eu am întrebat așa unul. Nici o problemă. Tu ai făcut ceva versuri la piesa asta? Da, bineînțeles, pame, pame. Pame. Până această piesă ne anunță ceva? Ne anunță un început de toamnă spre iarnă fericit. Da. Cu multă energie. Uite, soarele este pe cer, am prins o vreme frumoasă, am făcut un clip aici la noi frumos. Și ne simțim bine pe petreceri, știi ce zic, că dacă tot n-am intrat în frumoasele perioade alea care le-am mai trăit noi, să ne bucurăm de viață, cum s-ar spune, de petreceri, de voie bună, că avem și evenimente împreună și separat și acum, băieți, uite, zic, acum ce avem noi repede așa, pe cât? 19, 18, că tot mă încurc. Pe 19 noiembrie. Pe 19 noiembrie. Arenele Romane. Arenele Romane. Pe toți. Ne vedem acolo muzică grecească? Vreau și invitație, se poate. Apare și ce de la, noi, și de la Elena, de unde vreau să vă întreb ceva. Eu sunt foarte curioasă cine a avut această idee a acestei colaborări, nu de alta, dar sunt invidioasă că eu, care sunt prietenă și cu Elena, dar și cu băieții, cu Ianis și cu Iorgos, nu am avut această idee să vă unesc. Cine a fost cu ideea? A, păi dacă tu ai prea multă treabă, de-aia n-ai avut cum să ne unești. Dar nu vă să mă mândresc dacă am venit cu ideea asta, da, da. Așa, cum ți-a venit ideea? Am zis să facem o melodie mai dansată, ceva, tu știi că noi când suntem pe grecească și pe toate cele, am zis să facem ceva mai pe stil așa românesc. Și m-am gândit la Elena, am zis că se potrivește la fix și la fix s-a potrivit, nu. Dacă nici Elena, nu mai e ce trebuia, da, da. Păi cine? Au, vreau să-mi spuneți... Cine a compus piesa și versurile? Noi am intervenit cu toți câte puțin. Uh-huh. Și Elena și noi. Muzica e făcută de un prieten, dacă Andy. Andy se numește. Uh-huh. E, a ieșit ceva foarte frumos. Au colaborat foarte mult și frații Stanciu, pe care îi și mulțumim. Da, corect, sunt în videoclip. Vedem acolo. Niște instrumente. Frumos videoclipul. Mie mi-a plăcut piesa și eu m-am băgat. Asta a fost inițiativa. Eu știu că la tine e pop feeling. Hai zic, când îmi place, îmi place. M-am plăcut totul. Vreau să te întreb, sunt cu băieții ăștia frumoși și ei mai vorbesc așa din când în când în greacă. Ai prins și tu ceva? Da, sunt și piesul lor din când în când. Mai aud pe aia care zice dreapta, stânga și... Alexia! Salut! Așa, așa, pe acolo. Da, nu ne... Da, pame, pame. Pame, pame, Calimera, Calispera, astea. Am fost și prin Grecia, astea. Mie îmi place mâncarea, îmi place, știi ce zic, voia bună și nu să-i pui să vorbească, că eu... Sagapau, sau cum e? Sagapau. Dar tu știi că tu la tine cineva... Aia, știam că erai tu cineva pe acolo. Ai văzut? Iaca. Păi aia zic, iaca e bine. Învățăm, dragă, învățăm de toate, dar știi cum e, trebuia o pată de culoare. Da. Și am venit eu acum azi în negru, dar în general sunt o pată de culoare. Ei, lăsați că sunt eu multe astăzi. Hai zic, ca frății la tine aici am venit să pui pata tu. Vreau să-mi spui ce face Little Răzvănel. Little este acasă cu bunicii, frumos, a avut o săptămână de vacanță, cum s-ar spune, că l-am dus la grădiniță din pricina asta, că au venit ei și am zis, hai să stea să mai se bucure de părinți. Și de bunici și eu, evident, cu plecări, cu așa, promovare, acum că a picat la fix. Ne pregătim ușor de sărbători, cum s-ar zice, au venit și concertele de Revelion, cumva și băieții și eu, toată lumea are treabă, ne unim și pe un concert împreună, acesta și după aia încă unul drăguț.
Așa că știi cum e. Cine vrea să ne vadă, ne vedem toate formele, găsesc pe, pe Grief for You, pe pagina lor oficială, Instagram separat. Așa, aici spun ei, eu, Elena Ionescu Music, unde... Așa, 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 haide, și haide, pe frății, știi ce zic, frății, la punct Andrei. Să ne vadă lumea că mai ieșim și noi, că anul ăsta s-a dus. Poate la eu am o colegă, știi eu, bă, foarte dragă persoană mie, Elena Voicu-Ghinea, care e puțin supărată. Ar vrea să întrebe și ea ceva și nu știm ce. Dai, nu vreau să întreb eu, dar vine cu că eu îmi aud muzica asta pe fundal și eu cum sunt bătrână, una o ureche e înfundată, la altă desfundată. M-ați prins fix pe aia desfundată și eu stau așa și dansez. Hai, da, hai, da, hai, bine. Înseamnă că ți-a plăcut, e bine. E bine, prins. Viață, la vârsta mea e important că prins, vai. Mamă, felicitări, bravo, îmi place, pe Spotify vă găsesc ca mamă. Peste tot și pe... pe toate... În București, da, în principiu. Da, da, da. Vezi, mă, că uite ce știu să vă întrebă. Da, ne găsiți în București, frumos. Vreau să-mi spui cu hăinuțele ce mai faci. Fac bine, sunt în continuare sub același brand, colecție nouă acum, săptămâna viitoare am ședință foto. Te aștept să vii să-ți iei acolo ce vrei tu. Da, a zis că-mi dă hăinuțe, mă duc să-mi iau hăinuțe. Vreau să-mi spui dacă urmează să mai aveți colaborări, pregătiți ceva pe... Bă, dacă se mai leagă și vom simți că va fi vreo piesă care să ne mai... Sigur, în concerte, da. Dar sigur, în concerte să facem imediat... clar niște fuziuni interesante, pentru că știi cum e, fata de culoare cu latino între greci și ceva spectaculos. Așa că noi profităm de tot, toate aspectele. Deci ne vedem pe 18? 19 la Arenele Romane. Îi mulțumim că ne-a încântat în această dimineață colegei noastre, Andreea Frățilă, și... Trebuie să spunem că noi avem culori așa, tu ești mai culoarea verii, mai pe primăvară, da. Așa, eu sunt mai pe toamnă puțin, dar totuși ne urmărește o cifră ghinionistă. Dar la amândurora ne e frigă azi. Și ne urmărește o cifră ghinionistă. Cifra 13. Eu nu cred în ghinion, chiar nu cred în ghinion. Nu? Cred că vremea și intră ușor-ușor în drepturi și vine cu adevărat toamna, ne îndreptăm. Vremea și intră în drepturi. Mamă, câte clișei, spune asta, mamă, pe toate canalele de știri peste tot. Vremea și intră în drepturi. Hai că zice și Romina la fel, stai să vezi. Bună dimineața! Bună dimineața, Romina! Bună dimineața, dragilor, așa este, vremea își intră în drepturi, se menține mohorâtă pentru această zi, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în vest și în nord-vestul teritoriului, se vor atinge 15 grade în Baia Mare, în Timișoara și 16 grade în Deva. Cerul va fi variabil cu norări temporare în regiunile intracarpatice și la munte. Spre seară, pe alocuri va ploua slab, se vor forma straturi subțiri de nori și izolat ceață, dar posibil și burniță în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime ale zilei se vor încadra în general între 8 și 16 grade Celsius. În București, vremea va fi închisă, cerul se menține variabil, vântul va sufla slab și moderat. Valoarea maximă va urca până la 13 grade Celsius în centrul capitalei, iar în zona periferică vor fi 11 grade Celsius. La noapte va fi ceață și se menține până dimineața, așadar mâine va fi parțial înnorat, vântul va fi ceva mai activ, iar de joi vremea se mai schimbă puțin și se va mai răci. Astfel, temperaturile scad și ajung la 12 grade Celsius. Vântul va fi ceva mai activ, iar rafalele vor atinge 15-25 de kilometri pe oră. Acestea sunt informațiile pentru moment. Ne revedem mai târziu cu mai multe detalii. Da, e frig în platou și cred că se vede treaba asta. E frig afară, frig și în platou, frig peste tot, da. Singura care ne poate liniști, dar definitiv, așa este Olivia. Dar definitiv, dar de ce e? De așa de rău? Depinde ce ne spune fiecăruia în parte. Da, dacă zice că trebuie să fim liniștiți, Olivia, trebuie să fim. Așa că eu zic să o ascultăm și să vedem care sunt informațiile pe care ni le aduce din lumea astrelor. Bună dimineața! Berbecii au multe cheltuieli în această perioadă și simt că nu țin ritmul cu încasările. Ei vor să achite, dar la rândul lor au nevoie de bani pentru a face acest lucru. Le recomand să fie prudenți. Și taurii învață câte ceva despre bani azi, mai exact în legătura dintre bani și încredere. Nativii pot să piardă niște sume de bani ca urmare a încrederii oarbe pe care au avut-o la un moment dat într-un prieten.
Gemenii pot să aibă surprize la birou, iar acestea să vină din partea unui șef sau unui coleg de muncă în care aveau toată încrederea. Și nu, nu este vorba de surprize plăcute. Racii descoperă niște lucruri care au fost ascunse de ei până acum. Pun cap la cap niște piese de puzzle și înțeleg de fapt ce s-a întâmplat în situații care erau confuze pentru ei. Leii pot să ia decizii radicale și să reconsidere peste noapte anumite parteneriate de afaceri pe care le au, cu atât mai mult dacă descoperă că celălalt s-a folosit de nativul leu. Fecioarele au și ele parte de surprize în viața profesională. Este posibil ca oamenii cu care au bătut palma la un moment dat să le comunice acum o altă opțiune, iar fecioarele să fie nevoite să se reinventeze. Balanțele pot să aibă mici conflicte la locul de muncă. Ceva ce nu funcționează trebuie poate pus acum în spatele nativilor balanță. E bine să fie cu băgare de seamă și să se acopere de dovezi. Nativii scorpioni sunt buni de plată în continuare. Ei sunt într-un proces de echilibrare karmică și până nu plătesc toate datoriile, nu trec mai departe. Greu de crezut, dar plățile karmice în bani sunt chiar de dorit. Nativii săgetători au treabă în relații, domeniul din viața lor care cere să restabilească o armonie, în special acolo unde au fost prea multe conflicte de-a lungul vieții. Capricornii iar fac schimbări fundamentale, dar de data aceasta au un reper stabil, pe ei înșiși, astfel că schimbă echipele, viziunea, oamenii, procedurile și felul în care lucrează. Vărsătorii care se joacă cu banii au risc de pierdere. Atenție la tentațiile de a face bani ușor. Cei care nu au făcut investiții financiare pot să aibă surprize în viața sentimentală. Nativii pești sunt nevoiți să clarifice niște solicitări ce vin de la familie. Acestea pot veni fie de la familia construită de ei, fie de la familia de origine prin părinți sau de la amândouă. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook astrolog Mihaela Totir. Ne bucurăm de fiecare dată când ne revedem cu prieteni dragi, cu atât mai mult cu cât ar trebui să începem să ne pregătim ușor, ușor și pentru Ziua Națională. Și eu cred mai sunt două săptămâni. Într-adevăr, cel mai frumos mesaj pe care putem să-l primim este cel de la Ozana Barabancea, pe Pământul Nostru Sfânt, o melodie pe care o ascultăm chiar acum. O informație de ultimă oră din regie, din partea colegilor noștri, iată că ne-am făcut 8 miliarde de oameni. Milioarde! Dar vreau să spun că românii sunt unici și ar trebui să ne îmbrăcăm în acest sentiment, mai ales în preajma Zilei Naționale, și continuăm și o rugăm și pe Ozana să ne ajute cu atât mai mult. Bună dimineața! Bună dimineața! Da, ce drăguț! Da, eu cred că sentimentul ăsta patriotic trebuie să fie nu doar de 1 decembrie, trebuie să fie în permanență, știi? Eu îl admir mult pe Fuego, are o piesă care sună așa: casa părintească nu se vinde. De fapt, extrapolând, țara este casa părintească și nu se vinde. Despre asta e vorba. Este o piesă curajoasă, scrisă de Alina Manolache. Inițial, când am văzut versul, am zis: bă, eu nu mă bag la așa ceva. Și a zis: ok, dar e nevoie de cineva care are curaj. Dacă nu o cânti tu, atunci cine să o cânte? Eu îi mulțumesc mult Alinei Manolache pentru încrederea pe care mi-a acordat-o. Este o compozitoare tânără și foarte, foarte curată, așa, foarte, foarte talentată și foarte credincioasă, și pentru mine contează mult treaba asta. Am filmat la Piatra Craiului, care e recunoscut, și la Mănăstirea Brebu. Am avut tot felul de peripeții, tot felul de ispite. Mi s-a oprit mașina, am rămas cu mașina în mijlocul șoselei, a trebuit să chem să o remorcheze. În fine, și am zis: nu mă las, eu trebuie să filmez acest videoclip. Și până la urmă am reușit. Ce ți-au spus piedicile acestea în momentul în care ele au început să apară? Că n-am voie să mă las bătută. E foarte ușor să renunți. E foarte ușor să renunți, să spui: lasă-mă, poate n-a pot să fie, lasă altă dată. Dar erau niște oameni, erau echipe de filmare care era antamată pentru acest lucru. Mai eram cu cineva în mașină. Eu sunt foarte organizată și am programul la milimetru, la secundă.
Pot să fac și foarte multe lucruri în aceeași zi, dar nu pot să, m-aș fi simțit vinovată să las lucrul neterminat. Da, pentru că mi-am făcut un repertoriu de vreo 6-7 piese patriotice pentru 1 decembrie. Am și invitații la acel concert, inclusiv un coleg de-al meu care dirigează o corală de preoți. Dar un alt concert la care vă invit cu drag este un concert de colinde și muzică românească, de suflet. Și am și acolo invitații, este vorba despre 10 decembrie la Sala Dales. Ce frumos! Da, este deja o tradiție să cânt iarna în decembrie la Sala Dales. Este un concert numit Muzică fără anumite timpuri și am mulți invitați, am și un cor de copii. Am și muzică românească și muzică americană reorchestrată simfonic și sunt bucuroasă să ne adune împreună muzica. Deja ajungi la noi cu a patra, a cincea melodie de acest fel. Da, și mai am una care a fost scoasă aseară, dar încă nu i-am făcut videoclip, dar vă promit că tot la voi vin cu ea. Mai am o noutate pentru decembrie. Am o premieră absolută, este vorba despre musicalul Chiera, Vrăjitoarea Chiera. Eu sunt aceea! Da, se va... De fapt, se pregătește la Palatul Copilor, în regia lui Răzvan Oprea. Sunt foarte bucuroasă că am cunoscut acest colectiv al tinerilor artiști, lirici, actori și dansatori, balerini de la Teatrul Ambasadorii, pentru că sunt extraordinar de talentați, determinați, serioși și disciplinați. I-am cunoscut și noi, da, confirmăm. Și mi-am dat seama că este necesar să fii foarte disciplinat în meseria asta. Degeaba ai talent, degeaba ai voce, dacă nu ai disciplină, irosești totul. Eu cred că e o secetă pe undeva prin sufletele noastre și melodiile pe care le lansez în ultima perioadă vin așa ca o ploaie care să facă și semințele să înflorească. Crezi? Oh, ce frumos! Sunt curioasă ce mesaj ai primit din partea celor care au ascultat melodiile. Mesaje frumoase. Mesajele unor oameni la fel de patrioți, poate ca și mine. M-a întrebat fiica mea, dar de ce vrei să cânti de-astea patriotice? Zic, pentru că la vârsta mea și la experiența mea de viață, cred că este o temă credibilă. Nu pot la vârsta mea să încep să-mi arăt, mă rog, alte talente, pentru că nu se cade. Cred că și statutul meu impune o oarecare decență, să spunem, și și o responsabilitate. O responsabilitate și o decență. Și dacă m-am întors, știi cum e, oaia rătăcită, totuși e bine că se întoarce la acasă. Mesajul pe care vreau să-l dau, mai ales tinerilor din România, este iubiți-vă părinții și iubiți-vă și țara. Pentru că odată ce vă respectați și vă iubiți părinții, automat această voce a sângelui își spune cuvântul, are ceva de spus. Sunt voci care spun că patriotismul s-a cam pierdut, mai ales în rândul tinerilor. Da, pe eu cred că este datoria, da, uite, în direcția asta. Sunt de acord cu tine. Eu cred că este datoria părinților să-și educe copiii în acest sens. Dragostea de părinți se învață acasă, dragostea de țară se învață acasă. Și de ce nu la școală? Cred că aș vrea să fac un festival cu piese patriotice. De ce nu? Am făcut în festivalurile mele Lumini Sonore anuale o rubrică centenar. Dar acum vreau să spun așa, cu punct și virgulă, o rubrică muzică patriotică sau muzică românească despre România. Există un se provocăm de... pe tineri, chiar și de compoziție. Sunteți inspirați sau încercați să găsiți inspirație în acest subiect, să compuneți, eu știu, două strofe, un refren despre cât de frumoasă este România și cât de mult avem nevoie de ea și ea are nevoie de noi. E curentul ăsta cumva pe social media în care suntem îndemnați să ne descoperim autenticitatea, dar cumva uităm rădăcinile, pentru că la nivel global suntem îndemnați să devenim unul și același și în felul ăsta ne pierdem individualitatea. Eu nu, nu sunt de acord cu acest lucru. Prin mesajele tale. Da, eu nu sunt de acord cu așa ceva. Eu sunt mai de modă veche, am o altă educație de la părinții mei.
Am crescut frumos, m-am educat frumos, nu mi-a lipsit nimic în copilărie. Și sinceră să fiu, acum pentru că vine 1 decembrie și vin sărbătorile de iarnă și vine Crăciunul, mi-e dor de copilărie, deși am 2 copii cu care evident petrec sărbătorile de iarnă, dar este un prilej să îmi exprim iubirea față de România și față de țara mea, față de strămoșii mei. Este un lucru normal și firesc și o spun cu toată gura. Cred că autenticitatea și patriotismul nu se bat cap în cap, exact, sub nicio formă, pot să exista împreună cumva. Să fii autentic dacă îți negi rădăcinile și cred că e important să-ți deschizi sufletul și să vezi cu adevărat prin proprii ochi, nu prin ce-ți prezintă media, globalizarea și așa mai departe. Și noi ne bucurăm ne ești alături de fiecare dată. Dar eu nu caut ce cu piesele astea. Știu, tocmai de asta puteți faptul că sunt din suflet. Dacă aș fi vrut suflet. Succes, aș fi abordat alte subiecte și altfel aș fi, dar nu mă interesează. Am ajuns la un nivel în care sunt foarte mulțumită și fericită cu ceea ce am și ceea ce sunt și ceea ce pot să ofer, încât... Noi ne bucurăm tare mult că împărtășești cu noi aceste momente și așteptăm cu drag de fiecare dată. Mulțumesc! Luăm o scurtă pauză de publicitate, să lăsăm puțin timp să se așeze aceste mesaje pe care le primim de la Ozana Barabancea, dar ne întoarcem foarte, foarte repede. Nu schimbați canalul, exact, suntem tot aici. Suntem alături de voi în continuare.